Pe cine vorbeți să mai voteze? Tot pe mine? Nu știu și nu vreau să mă vaccinez. Păi trei. Pe mine. Trei. Da, măcar trei, să știu la ce să mă aștept. Știi, trei, sigur. Patru. Trei. Pe mine. Care au putin? Hai, lasă, că vede mâine. Nu da, te votează nici Adrian, te votează. Vede mâine. Marinei, da, este frică de votare, de aceea merge în casă și vorbește cu toată lumea să afle dacă să se pregătească, dacă ea va pleca sau dacă nu. Și știu, și pe mine, pentru mine ar fi dureros. Cam asta e. Deci atunci, ce-ți cu toate textele astea? Ce-ți cu toate dramele astea? Gata, hai ce drame? Mine. Pentru că tu nu ai recunoscut și tu ai venit ieri și plângeai acolo și acum... Da, am plâns pentru că m-a durut foarte tare. Ce? Că mă pierd? Nu că te pierd. Că ce? Că ne-am despărțit. Înțelegi? Și pe mine nu mă doare, așa-i? Poftim? Pe mine nu mă doare. Ei, ieri mi-ai spus că în momentul ăla mă urăști. Nu, ți-am zis, nu mă fac să te urăsc. Bine, ai zis că e seacă, că ești... Da, seacă, că... pentru că nu vine să cred de ce plânge așa tare când tu ți-ți plăcea de o altă persoană. Da, Raluca, am plâns pentru că ne-am despărțit, am plâns pentru că te iubesc, am plâns pentru că am regretat ce am făcut. Ok? Am plâns din mai multe motive. Eu vreau să știi că nu sunt persoana pe care să te răzbuni. Nu mă răzbuni. Niciodată nu ți-am făcut rău. Știi că ție, de ce ți-e frică, de aia nu scapi. Bine, Adrian. Te rog frumos, nu mă mai bate la cap cu subiectele astea, da? Punct. Nu sunt bărbatul pe care ți-l dorești tu. Și nici eu nu sunt femeia pe care ți-l dorești. Ba da. A, nu, Adrian. Su, ești. Nu vrei să mergem în grădină, că nu vreau să aud de tot. De ce? Că nu vreau să aud de ei. Fii, te rog, corect. Hai. Haide. Cosmin tot speră să vină vreo fată pentru el. Și eu sper să vină un băiat pentru mine. A, da? Da. Ia auzi, mă, ce zice Andreea. Ia auzi ce zice Andreea, că speră să vină un băiat pentru ea. Uite-l că a venit. Uite-l. Ce zici, Madalin? A? Tu ce zici? De ce am zis? Să vină un băiat pentru tine? Da. Păi, dacă asta-ți dorești tu... Vrei să mă pun eu împotriva dorințelor tale? Nu, păi nici nu te-ai pune. Vrei să mă pun eu împotriva dorințelor tale? Nu. Păi și atunci. Dacă tu asta îți dorești. Da. Dar ce faci cu mâna pe mine în timp ce zici? Încerc să-ți iau pulsul. Am învățat Daniel odată. Și? Cum e? Pe tine te-au rănit anumite chestii, pe mine m-au rănit majoritatea chestiilor și majoritatea comportamentului tău față de mine. Uite așa și invers, nu sunt incumpătit. Nu a fost invers, Raluca, întotdeauna eu am fost gentleman cu tine, întotdeauna am avut grijă de tine să ai ce să mănânci mereu și să ai ceva dulce. Și eu nu ție. Poftim? Eu nu ție așa. Întotdeauna, mă rog, tu mai rar. Eu întotdeauna mai rar, m-am Adrian? Interesat de tine. Raluca, eu când am auzit că tu ai fost atunci la spital, mie mi-a venit rău instant și am vomitat. Ai fost parte de început, când amândoi am avut conexiuni, nu te lua de început, că și eu îți făceam cadouri la început și așa mai lasă-mă departe. Lasă-mă, că nu contează cadouri ba, da, cu asta, da? Adrian, astea au fost gesturi de afecțiune și le-ai făcut pentru că ai vrut tu, nu pentru că ți-am spus eu. Da, am făcut, deci nu-mi reproșa că păi eu n-am făcut. Păi nu-ți reproșez, Raluca, dar după eu am continuat, da? Că n-am mai continuat eu să-ți gătesc în fiecare zi. Nu-i de gătit, Adrian. E vorba că tu nu mai ești cel păi de la început. Ai luat. Tu numai te cerți. Cum intri pe ușă, zici că îți bate inima și nu mai vrei să te cerți. Ai zis în felul următor că nu mai ești ca înainte, că înainte îmi găteai în fiecare zi. Și te comportai diferit, Adrian. Cum te-ai uitat tu la Simina? Îți jur că așa te-ai uitat la mine la început. Bine, Raluca, crezi ce vei, ai simțit ce ai vrut, da? Nu te condamn pentru ce simți, înțelegi? Așa. Nu, l-am pus la mișto, dar nu arată... Nu arată prea bine. Hai să lăsăm doar inimioara și gata. Ai grijă să o stai. Eu mă cred că e prima dată când tai o mână așa. Păi avea emoții pe lângă noare, da. Și peștele. Ei scos mațele. Da, ne pregătim pentru o surpriză. Alex o place foarte mult pe Marina. Nu este genul, de fapt nu că nu este genul, nu am mai făcut surprize până acum în relațiile anterioare. Oarecum eu încerc să-l ajut, am venit cu câteva idei, sper să o impresioneze pe Marina și să o ajutăm într-un fel să fie și ea fericită așa cum merită. Nu știu ce valide, dar sper că își va îndrepta atenția către Alex. Ne-a venit ziua și momentul ca să votați.
veți vota o fată și un băiat pe care vi-l doriți înapoi aici, în casă. Sunt curioasă ce poate face. Mie nu-mi place să-mi ascunzi adevărul, știi? Și pentru asta o să regreți. Ok. Doamne ajută să pleci acum de data asta, în gala asta, ca Doamne ajută, că nu mai te suportă nimeni în casa asta. Mă aștept aici, cu drag. Sper să ajungi, draga mea, aici. Plângând-te, fai blestă-mă. Voturile voastre sunt aici, dar au fost sigilate cutiile. Și le vom deschide abia mâine în gală. Trebuie să anunț favoriții din această săptămână. Găsit el. Asta o chestie, dar nu pot să știu ce faci. Eu vin să-ți dau umbrală și tu. Nu te mai pup, Doamne, te cam uitat. Dar nu te mai prostii atât. Dar eu vreau să mă limp. Nu mai m-am supărat pe tine. Păi eu m-am supărat, că tu direct ai zis. Nu mai vorbesc. El e rușinos, dar nu e rușine să zică, uite-te ce... Vino, vino aici să zic. Vino. Vino aici. Dacă mă pup? Nu, eu să zic ceva înainte. Păi să zic, dacă și după vedem cu ce zici tu. Să văd ce poți să-mi explici. Să-mi zici că rog să n-ai pornache, nu, ce rușine. Dar am zis că e îmbrăcată pornache. Dar până aici. E până aici desfăcută. Și nu mă deranjează pe mine. Dacă erai tu, mi-aș plăcut, de exemplu. Dar așa, dacă luam de-i place, ce treaba mea? Dar nu mai zi. Nu ce rușine să zici din astea. Roxana, te deranja că ți-am zis că ești pornache? Nu. Cum te vezi? Corpul meu este așa, știu. Nu doar ținuta. Bine, las că să vorbim acasă. Dar tu nu mă alegi deloc. Lasă-mă, că m-am supărat acum. Cer scuze eu. Tot timpul cer scuze și trebuie să... Nu mai zi nimica. Sau nu mai veni aici. Nu, nu mai veni la mine. Dacă mă enervezi, adică mă superi. Asta când uite că nu vine Ștefan, trebuia să zic și-o, bă, Ștefan, ce fain ai. Nu vine, nu ne zic, nu, ce fain de-ai îmbrăcat asta și ce... Uite eu ce... Da, să vedem ce fain e, nu? Nu ce lasă? Nu, l-ai urât. Ce zici din astea? Dona, n-a fost cu intenții să mă dau la ea. Dar bine și dacă eu ți-am zis, oh, Dona, mai și strici. Știi că eu nu mă înțeleg cu ea și tu strici. Tu eu mă înțeleg cu ea. Hai, hai, hai. Bine, gata, am cer scuze. Da. Nu mai fac, mai zic. Doar lintă, mă puțin. Ai lăsat, Doamne, să vii la mine să mă enervezi și să mă... Cer scuze. Da, că tu nu știi. Doar lintă, mă, și pe mine puțin. Nu, că nu am cum dacă sunt supărată pe tine. Îmi cer scuze. Și aseară, și astăzi. Vrei să fac și așa? Nu. Vezi că și eu pot. Și nu-i neapărat în casă. Prefer nesimțită. Dar nu a fost nesimțit că am zis că e îmbrăcată pornache. Da, gata, nu mai zic, dar că știi că... Ce ai zis? De mă gândesc dacă mă deranjează ceva, nu-ți mai zic. Și cât îmi convine, accept și eu ca Raluca. Și după aceea nu o să mai accept. Cum adică, dar îți fac de alea nesimțite? Păi dacă vii în casă de la noi și zic, bă, Marina, ce-o frumos și ai, Roxana, ce... Te rog să nu mai strigi pe nimeni și să nu mai faci, că mă supăr tare. Băi, cred că i-a zis ceva cu Roxana, Doamne, mă. Doamne, ce geloasă, Doamne. Nu, sunt geloasă. Mă, mă atinge. Mă atinge pe Marina și pe Roxana. Lumea mă acum. Ești prea geloasă. De ce râzi? Că-ți uita, Ștefan. E giroasă pe Roxana. Păi se uita la noi. Dar nu vrea să vină în cameră. Da.
De ce e gelos? Nu știu, acum Anna, acum înțeleg. Nu sunt gelos. Nu sunt. Cred că îl place pe Andy. Nu e, mă. Gelos pe Roxana. Dacă e să mă înșel, oricum mă înșel. Da, aici chiar pot. Poți să faci ce vrei. Mă supăra, gata. Tu poți faci ce vrei? Nu, ia faci și tu ce vrei de acum încolo. Doamne! Deci măcar nu le-am spus la oameni că suntem un club și noi ne-am supărat. Și tu ce zici când te întreba Ștefan, ce credeți un cuplu? Zici tu, zici tu. Da, ca să știu părerea ta. Așa, așa să zici și dacă te întreabă Andreea sau cineva. Dă-o pe ea, Loica și Lina, pe Facebook sau pe Instagram, întrebați-o pe ea. Trebuie să-ți fac, știi, lista cu ce trebuie și ce nu trebuie. Dar să nu mai sunt geloși puțin, vrei? Dar eu nu sunt geloși, acum vorbeam despre altceva. Dar vreau să mă alin și pe mine puțin. Păi da, trebuie să și vorbesc cu tine dacă mă deranjează ceva. Ce ai pățit? Ce ai făcut? Unde e Roxy? Poți să mergi în locul? Eu mi-am terminat ce am avut de discutat. Du-te locul meu. Dar n-am voie. De ce n-ai voie? Două persoane trebuie să fie acolo. Te las. Și o zi să-i duci și omleta. Nu știu că am făcut omleta. Nu! Salată puțin, că nu știu. Poți să fie aici puțin tălătul meu. Sânge! Nu, s-a urcat Jador pe aia acolo. Era pe canapea aia, știi să Jador sunt pe aia acolo. Știi ce aia de tine, că era... Cine? Urgeros pe tine aia. Cine ești așa? Nu, i-am văzut eu pe tine. Nu mă interesează, nu știu. Eu vreau să te întreb pe tine ceva. Tu ai trimis mesajele lui aia după telefonul Adrian? Nu, mamă, întreba și Andreea asta, l-am ajutat să scrie, că nu știu ce să scriu, mă. Cum să nu știu, are câte ani are? Are degeaba cu mână. Deci te-ai învățat. Dacă n-a gândit, e prietenul meu, trebuie să-l ajut. Nu. Eu n-am ajut prietenul meu. Eu n-am spus nicio brăză cu ea. Poți să vii, te rog, lângă mine? Te rog frumos. Veneam. Am zis eu, nu. Mai ai supărat-o? Nu e banană. Crezi că dacă ea i accepta lui Adrian cererea și propunerea, crezi că mai era cu mine Adrian? Nu. De... nu. Să... uite, așa era. Ieși. Pe bune, zic. Toa. Zic pe bune, pe bune, sincer, părerea mea, ca bărbat, din mesajele pe care eu le-am văzut până acum. De ce nu mi-a arătat și mie cum a făcut ei? Că încă n-a făcut. Păi vreau să văd și eu. Acolo. Ce a făcut? Ce s-a organizat? Vreau să văd și eu, omule. Nu zici, vedem, dar și ce vrea să facem. Ți-a dor de mine, mă, că mi-ai curut, ce? Normal că mi-era dor. Zice să faceți. Dar oricum, faci mereu surprize frumoase. Nu și mă mai fac mă de azi. Pe spate. De azi nu din mai casă, fac. Din casă, tu faci cele mai frumoase surprize. Știu. Și ne suntem cel mai frumos cuplu. Dar câteodată nu prea mi-a râs, măi, omule. Omule. Pentru că... ce? Când? Că vreau să cânt deja. Nu zic, că el cântă cel mai frumos. Păi dacă e manelist, cum vrei să cânt? E la otar. Ai înțeles? Nu, n-am înțeles. Vreau, am ascult ce zic, da. Că te și vreau, și vreau să facem. Ah, melodia lui Proșit. Eu și vei la tu, ești deșteaptă. Și ce? Glumesc. Păi da, e frumos pentru ei amândoi. Ba, da, e super. Dar cine a gătit? Cine a gătit? Cine a gătit? Ce să gătesc? Nu a gătit nimic? Da, nu, că i-a făcut o salată așa și acum are niște măcava. Băi, ești pregătit? Băi, ești pregătit? Pregătit de acolo. Da, mă. Băi, e totul pregătit, nu? Adică vin și eu cu tine. Da, da, pe drum. Da, da, da. Vezi ce vorbește acolo, Alex? Hai că ai pierdut pariul.